Dava bem a ser lá um novo episódio da Fortnite. Se pode haver um novo aura. Acho que vai ser o testamos e se dão play. Ok, bun. Să facem și noi harta, să sărim chiar aici dacă tot este cea mai aproape locație. Băi, cam ciudățel așa părerea mea din ce văd eu stilul ăsta nou pe aura, dar cine sunt eu să comentez, domne? Da, peste tot e argintul ăsta pus. Eu nu înțeleg gen o poveste din spate la acest sezon, că nu, pe mine nu prea mai interesa să fiu sincer povestea. De când s-a stricat, de când s-a schimbat cu chapter, cu asta nu mai m-a interesat. De ce acest sezon sunt foarte multe chestii de astea, Dargin sau cum dracu s-o fi numit? Nu cred că se numește Dargin. Chroma Splash. Haide mă, bă, pula în el, ce morți lui, nu pot să sar. Nu, ce-i locul acesta? Nu mai iti mi-a dat pe domne? Autohuts? Mă, cât de cât am început să învăț și eu cum se folosește. Da, păi de nu poți, da? Că nu vreau să intru de o armă pe care automat. Slide-ul așa, la urmă. Huți? Șii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 
Da, avea materiale, că le băteam pe asta, că puneam material și editam și trageam. Aia. Ok, ok, ok. Hai să mergem aici pentru că e încă o locație care noi nu am descoperit-o. Ha? Am două dun. Trei, dar ce s-a asta? Bomboane, fructe. Da, nu știu ce. Poate să fie o bomboană de aia în... Da, cum sunt bomboane la 10 bani, 20 de bani acum cât o fi. Da, bă, deci s-au scumpit toate lucrurile, doamne, deci hai să vă povestesc chiar, doamne. Băi, mă duceam și-o la magazin, tenisit ca totul și m-am și-o bomboane, doamne, m-am pâine și m-am și niște bomboane să mănânc și eu ca tot omul. Că eu sunt om de la care mănâncă, dacă nu-i pâine de în ziua aia, mai bine nu mai mănânc și pâine, nu știu cum sunteți voi, dar eu așa sunt. Dacă e pâinea aia de trecută două zi, mai bine nu mai mănânc pâine, doamne. Și mă duc eu în fiecare zi să iau pâine, bă, și înainte m-am și-o două pâini sau câte pâini, iau două sau trei, depinde de, na, de zile. Și de rest, să-mi cumpăram 2 sau 3 bomboane. Bine, acum 2-3 bomboane. Că înainte îmi cumpăram și mai multe, vă dați seama. Acum ce dracu să cumperi, mă, cația și că... Ok, am calat mai păcat. Acum bomboana de la 10 bani, mai îmi iau 6. Îmi iau 2 sau 3 pe și pâinea de la 80 de bani de când eram eu copil, domnule, care mă duceam și luam eu pâine când eram mai mic. O perioadă n-am mai fost să iau pâine eu. Și acum când a început pandemia, am început toate prețurile astea nebune. E să moară familia lui, dar nu e un euro. Hai că e bine pe euro. Hai puțin că nu le meream boss-ul, nu știu ce se întâmplă. Da, deci acum mai pâine, acum am zis, e un leu 80. Știu, bă, da, cum cresc prețurile astea, dar eu din ce înțeleg prețurile cresc, dar salariile nu prea cresc. Nu știu cum e combinația, care cum cine gândește aceste operații de marketing din România, dar nu prea le are. Să nebunesc, eu zic să vă duceți, băi, puiilor, să faceți niște calcule așa elementare pe la... Ok, nu am shotgun. Se pare cam de ăsta. Și puțin pe la școală, băi, bușilor, care faceți voi prețurile și scumpiți toate astea. Că voi scumpiți, da, salarii, ha? 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 Nu știu ce să zic, gândim cu piciorul stâng. Ba da, tare, s-aude mă căcatul ăsta, să nebunească ea. Mamă, ce dor mie de mașinile astea, bă, care stăteai să le farmezi, domne. Mamă, nu știu dacă v-a jucat în zilele când... Era sezonul ăla de Prime sau nu știu cum, nu mai știu ce sezon neapărat. A fost un challenge de ăsta, să dai foc la nu știu câte construcții. Și în ziua aia, băi omule, în ziua aia, orice fight te băteai și oricine te băteai tu, venea unul și îți dădea cu arcul ăla cu foc de te nenorocea, bă. Deci în ziua aia mai bine nu te mai jucai, bă, decât să te joci și să te chinui să și trăiești de la foc. Să nebunesc, trebuie să mai mă învăț cu butoanele astea, domne, că eu nu prea apăs sprintul ăsta. Am văzut pe Twitch că am mai intrat așa încă nu timp pe Twitch să văd cum ai jocul ăsta. Am văzut că au shield-uri, eu cum fac cross de shield? Sau s-a scos?
24 hours later. Nu de ce tot timpul stau și mă prim toată harta și la final de meci o să dau de un profesionist de ăla și mă bate de să pișe pe mine și mi-a tot cheful de joc. De ce nu pot să dau și acum de niște playeri cu care să măcar să fac și eu 2-3 kill-uri, domne. Măcar să nu... Na, știi? Așa, uite, așa, mai bine mai mă plimb, îmi pun scaunelul și aștept. Păi, da? Nu știu ce... Ce juca băiatul ăsta, dar cred că juca în cărți. Da, ce v-am zis că dăm de transpirație. Nice. Bosule, tu vezi peretele asta, bosule? E plasat, da? E plasat, e logic, nu? Tragem prin bloc. Da. Ok, oare pot să sar? Oh, nice, thank you. Oh, nice. Get the fuck out! Da. După mine în continuu, da. Hai bă, du-te morții tăi și de unde tragi tu. Bă, dar nu te potolești, mă, copile. Hello there. Du-te, du-te. But first, let me take a selfie. Păi și nu pot să-mi... sau cad așa până în jos. Nu pot să dau cu parașut. Dacă ar fi frumos să poți să dai cu parașut. Ok, da. Foarte, foarte tare, frate. Jucați bine, rău. Talent, talent.